Pare. Locul de baraj este asigurat, dar sigur că elevii lui Schumacher vor încerca să se claseze la finalul play-off-ului pe un loc promovabil direct. Până acum, în această rundă, s-au jucat Csíkszereda Corvinul 2-1 și Unirea Slobozia Gloria Buzău 1-1. Cele două echipe, CS Mioveni cu Croitorul în poartă, Traș cu Ignat Garuti și Șerbănică în apărare, în fața defensivei Panait și Toma, apoi o linie de trei cu Șerban, Masaru și Guțea, vârf Alexandru Stan. Partida este arbitrată de Alin Constantin Olaru din Râmnicu Vâlcea, ajutat de David Cristian Ilinca din Craiova și George Turcu din București. Rezervă este Marius Bădoiu din Craiova. Oaspeții Schellinber cu Roșca în poartă, Gâț, Palmeș, Natea, Mitrea, Pano și Călin în fața apărării, Rodri Hernando, Musinga, Soare, vârf Alex Pop. Echipă pregătită de Claudiu Nicu. Panait, aici o minge pentru Masaru. Nu asta a vrut să facă Alexandru Stan, să paseze, dar până la urmă nu i-a reușit preluarea, dar a deviat acea minge către Masaru. Cartonaș galben. De data aceasta, pentru cineva, pentru un membru al staff-ului celor de la Schellinber, încearcă să conteze și în ofensivă. Aici o șansă bună pentru CS Mioveni. Guțea în fața porții! Ce ocazie! Ratează Masaru. Minge însă deviată de un jucător de la Schellinber. Bună pătrunderea lui Guțea. După această pasă dată de Șerbănică, surprins Alexandru Gâț. Din apropierea punctului de la 11 metri, Masaru trimite peste, cred că mingea se... de marginea careului, șutului Alexandru Stan. Dar iată, avem deja o oră de la startul partidei. Încă nicio minge pe spațiul porții. Ce să mai vorbim de ocazii cu adevărat mari. Poate jumătate de ocazie că, dar mingea rămâne în preajma careului argeșenilor. Șib, Babau, pasă interiorul careului, probleme pentru defensiva celor de la Mioveni, însă golul este anulat pentru offside. Da. Cât de mult au bâlbuit acolo mingea în interiorul careului, jucătorii lui Schumacher. Da, offside-ul e mare. Offside la Raul Rotund și în cealaltă jumătate offside.